Bună seara, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. De această dată ne-am propus să discutăm despre transparența financiară a partidilor politice și, în mod special, în campaniile electorale. Aceste aspecte vom încerca să le discutăm împreună cu Fadei Năgăcevski, avocat. Bună seara și bine ați venit la emisiunea noastră. Doamna Cornelia Călin, analistă financiară Promolex, bine ați venit. Bună seara. Și Ilie Ceban, avocat. Bine ați venit la emisiunea noastră. Bună seara. Doamna Călin, cu dumneavoastră aș vrea să încep această emisiune reprezentând, de fapt, Asociația Promolex. Pe parcursul anilor ați elaborat tot mai multe studii, observări, constatări la care ați ajuns în ceea ce privește financiar sau evoluția financiară a partidilor politice și nemijlocit modul în care sunt finanțate. Haideți să trasăm împreună cel puțin câteva concluzii la care ați ajuns, după aceea vom merge nemijlocit pe diferite aspecte și vom vedea care sunt carențele, poate, la cadrul legislativ și nu numai, pentru că ne-am pomenit, bănuiesc eu, într-un impas. Vă rog. Da, Asociația Promolex monitorizează finanțarea partidelor din anul 2013, bine, a campaniilor electorale în mare parte. Plenar am început să monitorizăm din anul 2014 campaniile electorale, iar ceea ce ține de partide, începând cu 2016, am încercat să vedem cum raportează acestea la CEC, atunci când s-a schimbat autoritatea. Pentru că inițial, până în 2016, Ministerul Justiției recepționa acele partide anuale, acele rapoarte anuale ale partidelor. Odată ce mandatul a fost schimbat, da, a început să se raporteze către CEC, am putut și noi să vedem ce se cheltuie, ce se acumulează în campaniile electorale și, la fel, ce se cheltuie în afara campaniilor electorale și să avem o imagine largă, de ansamblu. Constatările țin de faptul că partidele au început să raporteze mai bine pe parcursul anilor, mai ales de când a și fost adoptată legea privind partidele politice, schimbată, da? Au survenit acele modificări esențiale, când a survenit și finanțarea de la bugetul de stat. Dacă până în 2014, până în 2016 inclusiv, sau 2015, când a fost adoptată această lege, inclusiv formularul de raportare era unul incomplet, acel raport pe care îl depuneau partidele la Ministerul Justiției, iată, din 2015, acesta a început să fie mult mai complet. Dacă anterior erau cheltuieli pentru reclamă, publicitate doar, și cheltuieli pentru transport, acum au apărut acele subcategorii care desfășoară acea informație financiară. Deci, înțelegem că sunt cheltuieli pentru televiziune, pentru presa scrisă, pentru asta. Adică, cumva, a început să fie mai transparenți, anume pe aceste subcategorii. Da, vreau să-l întreb, de fapt, pe domnul Năgăcevski. Haideți să vorbim despre căile legale de finanțare a partidelor politice și, nemijlocit, să vorbim despre faptul dacă partidele politice au învățat această lecție care se numește transparență. Pentru că fiecare din cei care ne vizionează vor ca să facă clarificare de unde vin mijloacele financiare într-un partid politic, cum sunt cheltuite și dacă aceste rapoarte sunt publice. Iată, vedeți un șir logic de întrebări. Haideți, în primul rând vreau să separăm două situații diferite. Deci una, situația finanțării partidelor și a doua, situația finanțării concurențelor electorale. Da. Aici sunt două distincte. Situații absolut distincte. În ceea ce privește finanțarea partidelor, într-adevăr s-a făcut o ordine, am să confirm ceea ce spune și domnișoara, doamna, realmente finanțarea partidelor a devenit mai transparentă, totuși mai avem de lucrat. În același timp, voi constata că partidele mari foarte rapid se disciplinează, iar partidele mai mici mai greu acceptă noile reguli de joc și transparența lor încă lasă de dorit. Mai vedem o carență, Comisia Electorală Centrală, din câte înțeleg, nu are suficient
personal calificat în domeniu, fapt care duce desori la neobservarea unor încălcări în ceea ce privește finanțarea partidelor, dar în privința finanțării, să-i spunem, rapoartele financiare anuale, ei au mai mult timp pentru a cugeta, este cea mai mare problemă în privința rapoartelor financiare care se prezintă odată la două săptămâni în cadrul campaniilor electorale. Iar aici este cea mai mare problemă. Și după mine, Comisia Electorală Centrală examinează rapoartele financiare superficial. Mai avem de lucrat. După mine, normele incluse în legislația actuală sunt extrem de împrăștiate, să-i spunem, fiindcă sunt și în codul electoral, într-o serie de regulamente, legea creierii la partidele politice și când începe a studia și a analiza toate normele respective, e destul de greu să le dai de capăt și de urmă și ar fi bine să se găsească o formulă ca să fie într-o singură, ca spre exemplu în lege privire la finanțarea partidelor politice, o lege aparte să fie făcută, unde să fie clarificate toate momentele. Fiindcă în situația în care nu va fi făcut asta, atunci noi permanent vom avea probleme în ceea ce privește disciplina partidelor cu privire la finanțare. În același timp, eu aș relaxa totuși legislația în ceea ce privește reglementarea finanțării partidelor politice, fiindcă după mine există prea multe restricții în ceea ce privește modul de raportare și de finanțare a partidelor politice. Da. Domnule Ceban, vroiam să vă întreb, până la ora actuală, când realizăm această emisiune, potrivit datelor oficiale, niciun concurent electoral nu și-a deschis fond electoral, privind, de fapt, efectuarea cheltuielilor. Ce înseamnă asta? Este o încălcare? Cum trebuie privită? Dacă nu, unde ar fi, de fapt, acel nod gordian despre care se tot vorbește? Eu am să-mi permit să vă contrazic. Vă rog, spuneți. Or, de fapt, și Promolex a venit cu, la fel cu o astfel de constatare în raportul său, primul raport care a fost întocmit, în care a constatat la fel aceleași fapte, precum că nu au fost deschise conturi electorale, nu au raportat în termenul stabilit Comisia Electorală Centrală, însă, de fapt, concurenții au deschis conturi, au raportat către Comisia Electorală Centrală și au prezentat rapoartele respective. Comisia Electorală Centrală are la dispoziție 48 de ore ca să publice aceste rapoarte pe site-ul său. De obicei o face, însă în momentul de față, în campania electorală respectivă, au întârziat un pic și a cam dus în eroare atât opinia publică, cât și Promolex-ul, care, din câte am înțeles, s-au inspirat din faptul că pe site-ul CEC-ului lipsesc rapoartele și au ajuns la concluzia că, de fapt, nu au fost deschis conturile și nici nu au utilizat, deci, eventual, au utilizat fonduri nedeclarate. Ceea ce, de fapt, nu este chiar așa. Deci, consider că faptul publicării acestor rapoarte este, la fel, un mecanism care duce la transparență. Ori societatea are la dispoziție această posibilitate să le examineze, să le verifice eventual. Domnule Ceban, până afla punctul de vedere a colegilor de platou, eu vreau să aruncăm lumina asupra unui fapt. În statutul mai multor partide politice și a majorității, aș îndrăzni să zic că cotizația de membru este o sursă reală de finanțare, cel puțin reieșind din ceea ce putem citi acolo, negru pe alb. La modul practic, poți face o campanie electorală din cotizațiile de membru? Consider că este o sursă, într-adevăr, însă majoritatea concurenților electorali, pe lângă aceste cotizații, mai utilizează și donațiile. În majoritatea, dacă se examinăm în campania electorală respectivă, ar fi majoritatea din donații. La fel, sunt donatorii indicați, listele acestora și care la fel pot fi verificate de către ceilalți actori. Doamna Călin, pe marginea ceea ce spunea colegul dumneavoastră de platou, haideți să vedem ce se întâmplă cu CEC-ul. E o întârziere de sistem și cum trebuie să fie interpretată? Sigur, aici trebuie într-adevăr o clarificare din partea noastră, pentru că raportul pe care l-am lansat în data de 19 aprilie acoperea perioada 20 martie-17 aprilie. Acum, o serie de candidați s-au înregistrat în cursă la data de 11 aprilie. Asta înseamnă că când te înregistrezi, trebuie să declari trezorierul și să-ți deschizi contul fond electoral. Norma legală spune că poți să-ți deschizi contul fond electoral și înainte de înregistrare, ceea ce este foarte ok și este corect. Da, e adevărat, CEC nu a publicat
Doar în data de 19 aprilie, CEC a publicat deschiderea fondului electoral, adică acel prim raport care trebuie să fie depus după 3 zile de la deschiderea fondului, pentru ca să arate că pe cont nu este niciun ban sau că deja au fost depuse anumite contribuții financiare. După care, la o săptămână de la deschiderea contului fond electoral, ceea ce presupune că concurenții au făcut deja o săptămână de campanie electorală. Și aici am să adaug că legea de fapt s-a schimbat și candidații nu depun rapoarte odată la 2 săptămâni, dar la o săptămână, pentru că și durata campaniei electorale a descrescut. Deci este de o lună de zile. Ceea ce presupune că dacă candidatul începe din ziua întâi campanie electorală, el trebuie să depună la CEC 4 rapoarte. Da, aici a fost ideea, da, pentru că inclusiv în raport a menționat că fie concurenții au efectuat cheltuieli ilicite, pentru că nu sunt în marginile contului fond electoral, adică fonduri nedeclarate, fie CEC nu a publicat. Și asta am și spus în raport. Cumva, dar există premise reale să credem ceea ce îl întrebam și pe domnul Ceban cu aceste cotizații de membru? Situația cu cotizațiile este interesantă. Diferența dintre o donație și o cotizație este următoarea. O donație este o contribuție la dorință, neobligatorie, unde cotizația ar trebui să fie una obligatorie, pentru că ca și membru de partid tu ești obligat să contribui. Pentru că astfel și tu ești antrenat în activitatea partidului, ori asta presupune foarte multă responsabilitate. Acum, cotizațiile, de fapt, sunt reglementate în statutul fiecărui partid. Și din câte știu la PSRM, cotizația începe de la 5 lei sau de la 1 leu pentru o anumită categorie de membri, poate cu venituri mai mici, și pentru alte categorii de la 5 lei în sus. Și aici apare și o chestie interesantă, că cât de sus, care este totuși plafonul? Ori știm că donația este plafonată. O donație din partea unei persoane, o persoană fizică poate să doneze 50 de salarii medii pe economie. Dar dacă cotizația depășește acest plafon, atunci ne punem întrebarea, de unde o persoană fizică poate să aibă mai mult de 50 de salarii medii? Chiar și acele 50 de salarii sunt mult mai mari decât venitul său. Da. Da? Adică aici este confuzia. Dar multe partide și le-au plafonat la 2 lei, la 1 leu, pentru ca să facă membrii să fie responsabili și într-adevăr să aibă posibilitatea de a achita acele cotizații. Dacă cotizația este de 1 leu... Dar asta ne aduce la gândul că nu putem exista din cei 10.000 de lei. Din cotizații, cu siguranță arbitrar, că nu putem exista. De aceea sunt și donațiile. Domnul Nagachevski, da, cuvântul rostit este donație. Haideți să vedem, avem claritate noi la capitolul donație, pentru că campaniile electorale precedente ne-au demonstrat că foarte multe discuții s-au axat anume pe donații. Nu a existat o transparență, nu a fost clar cine a făcut donația, de unde a venit, unde a fost transferat și așa mai departe. Da, deci dați să facem întâi o claritate în privința statutului Partidului Socialiștilor. Da. Limita de jos o stabilim noi, limita de sus o stabilește norma imperativă a legii. Adică în situația în care eu voi depăși, eu mă pun, adică în cazul în care eu ca partid depășesc limita de sus în ceea ce privește primirea sumelor în calitate de donație, atunci intervine sancțiunea prevăzută de lege. Respectiv, limita de sus nu este atât de necesar ca să fie stabilită, deoarece există o normă imperativă care stabilește în mod expres cât se poate, până unde se poate de accepta donații și până unde se poate de dat donații. Dar nu cotizații. Donații, deși este un regulament, dacă nu mă greșesc, la Comisia Electorală Centrală, unde eu spus în mod clar că cotizațiile și donațiile per total nu trebuie să depășească 0,3 din veniturile bugetului de stat, ceea ce este o sumă enormă. Dar asta este legea. Dar asta este legea. Eu vorbesc de cotizații de la persoane fizice, să ia și cotizația și donația în comun. În situația în care eu sunt membru de partid și dau X lei, eu pot să dau donații X lei, dar să nu depășească limita totala sumei care ar putea să fie donată către un partid. Da, eu sunt de acord că realmente limita stabilită de 300.000 de lei, circa 300.000 de lei pentru anul acesta, este destul de mult pentru o persoană fizică. Și am încercat chiar să observ cine este cel mai, cine are cei mai bogați, să spunem, membri sau donatori în cadrul partidului. Și aici îl văd partidul Șor, e foarte, foarte bine bazat. El are numai două persoane care au donat sume de bani și am înțeles că aceste două persoane sunt cele care Pavlușchenko și Lubov Bubli, care
au o activitate, asta contează, fiindcă aceste persoane gestionează afacerile legate de aeroportul Chișinău, ei dețin o firmă Aerofood SRL, care gestionează cafenelele Play, Green Cafe, Flyaway, delegațiile VIP, bufet de tip deschis și au fost o investigație făcută de către ziarul de gardă cu privire la persoanele respective și s-a menționat despre afacerile respective. Mai văd și la platforma Demnitate și Adevăr, de asemenea, este menționat o singură persoană, dacă 200-220.000 de lei donat, e vorba de fundatorul StarNet. Am uitat da, de familie. Deci, observăm și mai departe vedem raportarea. Dacă ne uităm ce raporturile Șor și raportele lui Platformei de Unitate și Adevăr, observăm că pentru Șor s-a achiziționat la moment numai cum se numesc ele, panouri de publicitate. Toți când noi vedem și la televizor, vedem publicitate scris, sponsorizat în Facebook, unde Regina Apostolă plasează diferite filme, videouri, dar până când nu le văd că ele să fie raportate într-un fel sau altul. Să sperăm că în următoarele rapoarte intermediare care să le prezinte la CEC, noi o să regăsim sumele care au fost achitate pentru respectivele forme de promovare electorală a respectivelor partide politice. În caz contrar, vom reacționa. Domnule Ceban, ați văzut aceste rapoarte? Există oarecare transparență? Eu, ca și cetățean, merită să cred în acele date care sunt reflectate acolo? Sunt de acord că ar trebui anumite cunoștințe speciale, adică cel puțin contabile juridice, ca să poți să înțelegi anumite operațiuni care au fost indicate. Eu le-am studiat, le-am văzut. Anumite mai atent. V-au altele ridicat unele semne de întrebare? Colegul le-a menționat în principiu. Da. Deci consider că majoritatea concurenților care sunt înscriși în listă verifică aceste rapoarte periodic în principiu se verifică unul pe altul ca să determine anumite lacune sau greșeli, pentru că sunt de fapt sunt admise greșeli grave. Și aceste greșeli pot duce la urmări la fel de grave, ca aplicarea sancțiunilor până la excluderea din curs. Deci sunt extrem de sensibile și sunt de acord că ar trebui atras o atenție deosebită acestor rapoarte, inclusiv și Comisia Electorală Centrală. Ar trebui să le examineze destul de minuțios. Acordă o atenție aparte. Doamna Călin, sunt șanse reale sau mai bine premize care să ne conducă la gândul că ar putea fi excluse anume din aceste motive unei concurențe electorale? La moment noi monitorizăm, vom ieși cu raportul numărul 2 în data de 3 mai și atunci vom arăta acele comparații, ceea ce am constatat noi, comparativ cu ce s-a raportat în raport. Asta este și metodologia, noi facem un fel de audit al rapoartelor. Avem acei observatori în teritoriu, deci în raza municipiului Chișinău avem 5 observatori, în raza municipiului Bălți 2 și ei ne livrează nouă acele informații de la fața locului. Numărul de billboard-uri, panouri stradale, numărul de pliante, numărul de... Deci asta. Și comparăm cu ceea ce se raportează. Colegii au menționat vă rog, că nu chiar sunt, pe marginea celor remarcate de domnul Agacevski. Că nu să sunt anumite cheltuieli în rapoarte. Noi am văzut primele rapoarte depuse în data de 19 aprilie la CEC, dar în raportul numărul 1 pe care l-am lăsat în 17 aprilie, deja am menționat activități care suportau anumite costuri după înregistrarea candidaților. Aveam și sume, deci în jur de 160.000 lei pentru panouri stradale, pentru asta. Nu am spus că nu erau declarate pentru că nu aveam cu ce să comparăm. Da? În eventualitatea în care raportul exista, dar el nu era publicat pe site, noi am spus că doar constatăm aceste cheltuieli și sperăm să se regăsească în rapoarte. Nu pot să vă dau acum informații, dar practica monitorizării finanțării campaniilor spune că de fiecare dată sunt lacune în raportare, de fiecare dată se încearcă a ascunde anumite cheltuieli. De ce? Pentru că volumul donațiilor sau volumul veniturilor trebuie să fie egal după legea contabilității cu ceea ce s-a cheltuit. Ori dacă partidul sau concurentul nu poate să acumuleze o anumită sumă de bani, el sigur că se încadrează în acea sumă și arată că a cheltuit doar acele... Doamna Călin, dumneavoastră în calitate de analistă financiară,
în campaniile electorale au fost suficienți candidați, fără a le da nume, care spuneau că fac la zero campanie electorală. Așa. E un mit frumos sau oricum găsește o ancorare în realitate? Cu siguranță că este un mit frumos. Este imposibil de a nu efectua cheltuieli, doar în cazul unui candidat cunoscut și faimos care îmbla cu bicicleta și logic nu avea cheltuieli de transport sau de altceva și se întâlnea cu alegătorii și făcea agitație pe Facebook, iată ne întâlnim în locul respectiv cu tare, cu tare și, dar în rest nu, n-ai cum. Deci absolut orice acțiune electorală cu conotație electorală are o cheltuială. Întâlnirile cu alegătorii, ai mers cu transportul, le-ai dat un liflet, un pliant, sigur că ai printat, ai efectuat orice cheltuială. Deci totul costă. Da. Și noi asta am demonstrat în rapoartele noastre. Domnule Nagaczewski, haideți să discutăm împreună raportat la candidații independenți. Ei până la urmă ar trebui să fie puși pe picior de egalitate în campanie electorală și beneficiază până la urmă de aceeași susținere din partea statului. Cum o vedeți în calitate de avocat? Lucrurile un pic s-au precipitat atunci când unul din candidați a zis că nu poate aduna semnăturile necesare și s-a retras din cursă. E un semnal că nu se lucrează pe picior de egalitate? Deci, în general, în Republica Moldova... Da, iar un alt candidat a înregistrat în timp record. Da, în general, Republica Moldova, Parlamentul Republicii Moldova protejează sistemul partidic. Și în special partidele mari, partidele care au peste 6%. Noi de mult Uniunea, Consiliul Europei se luptă cu noi ca noi să mai diminuăm pragul de trecere. Pentru candidații independenți, în genere, este o problemă mare ca să se înregistreze în calitate de independenți, în cont de numărul de semnături care ar urma să le colecteze. Cu siguranță, între 10.000 suspiciuni de unde și până unde doamna Radu, de exemplu, a colectat atâta semnături în timp record, dar am observat că s-a folosit destul de intens și resursul administrativ, sunt de părere că s-a folosit resursul administrativ, în același timp s-a folosit după mine și resursul Partidului Democrat, ceea ce a dat posibilitatea că ei să colecteze aceste semnături și să se înregistreze în calitate de concurent electoral. Întrebarea care mi-apare mie cu privire la finanțarea perioadei acestea de colectare a semnăturilor. După mine este o lacună a legislației, nu este reglementat situația finanțării activității persoanelor care pretind să se înregistreze în calitate de candidați independenți. Sperăm că se va reveni asupra chestiunii respective în Parlamentul Republicii Moldova după rapoartele care vor fi, cu siguranță vor menționa și chestiunea dată de către Promolex, dar lucrurile oricum se schimbă și se schimbă spre bine. Totuși am să fac o mică constatare de campanie respectivă, fiindcă monitorizez și eu campaniile electorale din 2015 încoace și am să constat cu regret că Partidul Liberal este unul dintre cele mai obraznici partide din ceea ce privește finanțarea. În ultimul raport financiar care a fost prezentat, am constatat cu stupoare că ei folosesc în genere subvenții de stat, le folosesc în cadrul campaniei electorale. După mine, asta este un abuz cras de drept în ceea ce privește folosirea în campania electorală a subvențiilor de stat care au o destinație specială stabilită de legislația în vigoare. În plus, ei primul raport financiar după deschiderea fondului electoral nu l-au prezentat în genere. Au prezentat o scrisoare că nu au avut cheltuieli și venituri, dar conform disciplinii contabile, disciplinii financiare, raportul trebuie să fie prezentat la zero, dar el oricum trebuie să fie prezentat. Asta ca și avocatul. Chiar dacă nu are niciun venit, el oricum trebuie să prezinte declarația pe venit. M-am uitat prin comparații cu alte partide care au statut de concurent electoral. Același partid democrat, fiindcă e la guvernare și înțeleg că el cunoaște și el cum se aplică legislația, a prezentat un raport la zero. Adică ei au respectat regulile legislației în vigoare. Partidul Liberal nu. Mai uit și la pună, iarăși, fiindcă noi avem niște interdicții, de ce vorbesc? Fiindcă există două interdicții extrem de periculoase în codul electoral, extrem de rigide, să-i spunem așa. Utilizarea persoanelor străine în cadrul campaniei electorale, pe de o parte, și pe de altă parte, disciplina financiară a partidelor și în general a candidaților, concurenților electorale. E ca în ceea ce privește în prima parte, adică folosirea imaginii persoanelor străine, observ că Constantin Codreanu, candidatul care pretinde că a venit în Republica Moldova pentru a promova valori democratice și valori europene, încalcă într-un mod agresiv legislația în vigoare în ceea ce privește neadmiterea implicării persoanelor străine în activități de promovare electorală. Ori el pune într-o situație defavorizantă ceilalți candidați care sunt, care nu își permit asemenea lucruri. Cu toate că, bine, norma este, cu toate că eu am anumite
rezerve în ceea ce privește calitatea respectivei norme. Ori este o normă, după mine, cel puțin absurdă. Ori în situația în care tu îi permiți unui partid, unei persoane politice, 11 luni într-un an să se promoveze politica alături de o persoană străină, iar o lună de zile tu nu-i dai voie să se fotografiază cu acea persoană străină, mi se pare că asta este la limita absurdului. Numai Republica Moldova putem să găsim asemenea norme în codul electoral. În plus, ce protejăm noi prin norma respectivă? Noi, în genere, suntem un stat atât de mic. Noi nu avem niciun instrument de a influența cumva geopolitica mondială, da, să ne protejăm imaginea. Noi, din contră, suntem permanent sub influența unui sau altui actor politic geomondial. Și în situația respectivă este inadmisibil ca noi să ne limităm cu mâinile noastre posibilitatea de a ne promova fiecare. Care vrea cu persoane oficiale din Rusia, care vrea din Uniunea Europeană? Cel mai strașnic este că ăștia care au promovat respectiva modificare legislativă, cel mai des încalcă norma respectivă. Adică ei încearcă să se promoveze prin intermediul persoanelor străine. Domnule Ceban, cuvântul cheie a ceea ce a spus anterior domnul Agacevski a fost cadrul legal, dacă ar fi să-l desprind de acolo. Întrebarea mea este cât de perfect sau cât de imperfect este cadrul legal, pe de o parte, atunci când vorbim despre finanțarea campaniilor electorale și, pe de altă parte, a partidilor politice. Într-adevăr, trebuie de delimitat două situații. Finanțarea partidelor, da, și finanțarea partidelor în cadrul campaniei electorale. Comisia Electorală Centrală a pregătit, are deci, regulamente întocmite pentru fiecare din aceste situații. Este regulamentul privind finanțarea partidelor politice, care aduce anumite explicații speciale suplimentar la legea privind la partide politice, codul electoral. Și regulamentul prin finanțarea campaniilor electorale. Deci da, fiecare se completează una cu alta. Ceea ce ține de lacune, într-adevăr am constatat că pentru subvenții, cum dumneavoastră a menționat, subvențiile sunt reglementate, sunt indicate la finanțarea partidelor politice. Deci nicăieri nu este prevăzut că... Și se deschide un cont separat. Cu acest cont separat se utilizează aceste resurse financiare, se raportează la fel separat, da, resursele folosite de pe acest cont și nicăieri nu găsim că ar putea aceste sume să fie utilizate în campanie electorală. De ce? Într-adevăr, unul din concurenții electorali a indicat doar deci suma integrală din subvenții de stat. Da, utilizarea persoanelor străine? Spunea domnul Agacevski. Cu siguranță, într-adevăr, este interzisă, însă recent a fost unul din concurenți la o întrunire cu un, dacă nu greșesc, ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, a avut o întrunire și și-a făcut o poză și a plasat-o în rețele de socializare. Deci este un fapt, un lucru interzis, ceea ce nu poate fi. Deci sau o respectă toți, sau este o... Da. Sau este admisă. Doamna Călin, rapoartele pe care le realizează Promolex-ul sunt trimise CEC-ului, procuraturii, nu mai știu, altor organe de abilitate care ar trebui să ia act de aceste concluzii pertinente la care ajungeți dumneavoastră? Cu certitudine sunt trimise Comisiei Electorale Centrale, adică înainte de a ieși în conferință de presă, da, Comisia vede acest raport, poate să vină cu anumite comentarii. Procuratura poate să vadă în conferință de presă, este public raportul pe website-ul nostru, avem comunicate și am impresia că presa a fost cu ochii pe noi, pe primul raport, pentru că a fost distribuit mai peste tot. Adică toată lumea a avut acces la ele. Aș vrea să revin la cadrul legal, pentru că este de menționat și aș vrea să spun că da, banii veniți de la stat pentru partide ar trebui să consolideze activitatea lor în afara alegerilor. Deci suntem total de acord. Acești bani ar trebui să fie utilizați pentru salariile angajaților, pentru că știm că partidele nu prea au cum să plătească oamenii și spun că toată lumea face muncă voluntară. Sunt tot felul de activități între perioadele electorale în care trebuie să antreneze alegătorii lor sau membrii de partid și să facă activități. Noi suntem total de acord. Pe de altă parte, legea este interpretabilă, pentru că se spune în legea privind partidele politice că din banii bugetului de stat pot fi utilizați acei bani pentru anumite categorii de cheltuieli. Ori acele categorii de cheltuieli sunt exact
ca și cheltuielile din campanie electorală. Deci se poate pentru publicitate, promovare. Pentru promovare, pentru deplasări. Și ele figurează, deci sunt exact aceleași linii, categorii. De aceea nu este interzis ca banii respectivi să fie utilizați. Legea ar trebui schimbată pentru ca, într-adevăr, banii să fie utilizați strict în perioada din afara alegerilor. Acum este permisibilă, adică nu este o sancțiune pentru o astfel de utilizare a banilor. Dacă altceva, da, ce aș vrea să spun, chiar recent Comisia Electorală Centrală a dat spre consultări publice ambele regulamente, cel privind finanțarea campaniei electorale și privind finanțarea grupurilor de inițiativă. Și aici iar avem un moment, că dumneavoastră, domnule Nagacevski, ați menționat că nu este clar cum a cheltuit banii sau unde a raportat acei bani grupul de inițiativă, care a colectat semnăturile. Grupul de inițiativă, este regulamentul privind finanțarea grupului, doar pentru prezidențiale. Ori acum, candidatul independent a efectuat cheltuieli, dar n-a raportat nicăieri. Acele 32 de corturi, sau nu, 18 corturi pe care le-a avut doamna Silvia Radu, tot au costat. Unde sunt acești bani? Nimeni nu a raportat nimic pentru oamenii care au colectat acele semnături. Și da, sunt de acord cu domnul Nagacevski, aici este o lacună în legislație. Trebuie să fie reglementată inclusiv această colectare de semnături. Costă. Dar cum stăm noi la capitolul donației din partea persoanelor din afara țării? Aici legea nu permite nici în campanii electorale, nici în afara lor, dar noi, Promulex, credem că este o încălcare crasă a drepturilor cetățenilor moldoveni care muncesc peste hotare, pentru că sunt foarte mulți. Datele oficiale arată că sunt 500 de mii, dar sunt probabil de 3 ori mai mulți. De 2-3 ori mai mult. Da, da. Așa că este o încălcare a drepturilor lor pentru că sunt drepturi politice. Ei ar dori să finanțeze un anumit partid și ar dori să facă aceste transferuri. Promulex tot timpul a propus ca aceste sume de bani să fie plafonate pentru a fi verificate. De exemplu, până la 10.000 de lei, se poate fiecare cetățean din afara țării să doneze. Și iarăși este o contribuție. Domnule Nagacevski, împărtășiți același punct de vedere? Deci, în privința finanțării din afară, eu nu știu de ce au fost introduse semne interdicții. Eu sunt împotriva, sunt pentru relaxarea finanțării partidelor. Este de lucrat asupra transparentizării finanțării. Corect. Însă în ceea ce privește finanțarea, trebuie să fie cu mult mai relaxantă, ținând cont și de faptul, cum a spus doamna, noi avem peste 1 milion de cetățeni care sunt în afara Republicii Moldova. Totuși am să revin și la punctul meu de vedere care am spus în privința subvențiilor de stat, fiindcă legislația, legea privind partidele politice stabilește destinația, realmente, aparent, ea este similară cu destinația pentru campania electorală, în același timp este scris expres, că conform destinației stabilite expres de lege. Mai departe, noi ne uităm la noțiuni generale din codul electoral care prevede separat și finanțarea campaniilor electorale ca definiție și finanțarea partidelor politice. Uite, în cadrul finanțării campaniilor electorale, partidul politic, când se înregistrează, are un alt statut deja, de concurent electoral. Finanțarea se face pentru partid, nu pentru concurentul electoral. În același timp, modurile de susținere financiară a partidelor, a concurenților electorali, în cadrul campaniei electorale, este stabilit expres de lege și anume prin intermediul creditelor fără dobândă care se oferă, nu țin minte, pe 2 luni de zile undeva se oferă. Alte modalități de finanțare din partea statului nu există. Și aici este o tehnică legislativă extrem de interesantă, uitați, finanțarea campaniilor electorale, finanțarea directă sau indirectă, precum și susținerea materială, prin alte forme, de către stat. Finanțarea partidelor politice, finanțarea directă și indirectă și, adică oferirea subvențiilor de stat. Aici este diferența. Domnul Găcescu, mă scuzați, vă întrerup, dar uitați articolul 43, rapoartele privind finanțarea campaniei electorale, aliniatul 7. În perioada electorală, partidele politice au dreptul să accepte donații doar direct pe contul fond electoral. În conformitate cu regulile stabilite de prezentul cod, partidul politic poate transfera pe contul fond electoral mijloacele financiare proprii deținute pe contul său la data începerii perioadei electorale, cu condiția prezentării raportului financiar la CEC, în care se indică datele prevăzute la aliniatul 1. Convins. Deci, rapoartele financiare, dacă o să observați rapoartele financiare, este o prevedere nouă, apropo. Luați, de exemplu, raportul financiar anual al Partidului Socialist
Miștilor sau Partidului Democrat, observăm că ei pentru 2017 au colectat anumite sume de bani din donații și din cotizații. În continuare, ce au făcut, spre exemplu, Partidul Socialiștilor? Sumele obținute în calitate de cotizații, ca resurs propriu, el a fost transferat în contul fond electoral. Și asta este permis de legislație, să folosești cotizațiile ca resurs absolut propriu. Însă ce aici privește subvențiile, ele au statut diferit. Ia uitați-vă cum ei raportează. Donații de la persoana juridică. Asta cu Partidul Socialiștilor s-a donat lui din contul curent, din contul special în fond electoral. Asta, dar nu, asta nu poate să fie donații. Donații nu poți fi tu singur ție să-ți donați. Din păcate, legea asta presupune și permite. Eu nu știu dacă dumneavoastră sunteți probabil mai diligenți și mai corecți sau Partidul Socialiștilor, dar din păcate legea oferă așa o rușiță. Problema care este? Da, într-adevăr, a fost prezentat raportul financiar, da, într-adevăr, raportul a fost acceptat de către Comisia Electorală Centrală, dar Comisia Electorală Centrală nici nu are instrumente de verifica sumele respective, fiindcă de cum se folosesc subvențiile de stat, este responsabil Curtea de Conturi, care sancționează contravențional, care sancționează civil prin emiterea unei hotărâri de restituire a sumei de bani în cazul în care a fost utilizată contrar destinații și cu aplicarea sancțiunilor și interdicțiilor. Dar mai este și răspundere penală. În cazul în care tu ai folosit anumite sume din subvenții de stat contrar destinații, noi ajungem și la răspundere penală de la 2 la 5 ani. De ce? Eu propun ca tuturor concurenților electorali să fie mai responsabili și în situația în care să joacă cu foc, ar fi bine să se mai adreseze către organele responsabile și să obțină soluții de la ele, să le explice. Au ei dreptul să facă treburi de astea sau nu au dreptul? Să nu se trezească pe urmă dosare penale și spună că pe dânsul presează politic statul. Domnule Ceban, domnul Nagachevski spunea despre ceea ce se poate întâmpla. Eu vreau să vă întreb un lucru simplu. Ca acești concurenți electorali să nu se trezească în impas, cu ei se lucrează, se informează, ca să nu existe la final această afirmație că eu nu am știut cum se procedează, cui se trimite, ce constă raportul și așa mai departe. Pentru că, dacă nu mă înșel memoria, în campania trecută am avut asemenea afirmații din partea unui concurent. După cum toți știm, necunoașterea legii nu duce la eschivarea de răspundere. Exact. Există și răspundere contravențională și penală, după cum s-a menționat. Deci toți concurenții electorali trebuie să fie informați, dacă nu să deschidă codurile și reglementările de rigoare, să se informeze. Mai mult ca atât, Comisia Electorală Centrală depune, se efectuează instruiri atât a membrilor de partide, cât și a cetățenilor, a societății civile care pot să participe și să se informeze. Deci, dacă vorbim în special de concurenți, ei trebuie să fie pregătiți exact, pentru a fi gata acelor provocări care le stau în față. Deci, nu este suficient. Eu vreau să vă provoc prin următoarea întrebare. Iată, dacă ar fi să dați o notă concurenților electorali la capitolul transparență financiară, care ar fi ea? Cum stăm noi? Către fiecare sau în general? În general, pe această campanie până la ora actuală. E satisfăcătoare această notă? E de trecere? Suntem în vârful piramidii? La coadă? Cum stăm? Dacă să o luăm per general, eu făcând după analiza acestor rapoarte, multe lucruri nu mi sunt clare. Raportul Promolexul la fel a constatat anumite lucruri, însă, de fapt, ele pot fi ulterior completate. Redresate. Da. Dar ar trebui să fie mult mai clar, mai simplu, dar atâta timp cât lucrurile sunt în ceață, anumiți concurenți pot să manipuleze cu aceste rapoarte și cu aceste date. Lucrurile au ajuns într-o albie mai favorabilă în comparație cu alte scrutine? Eu nu cred că s-au schimbat cu mult lucrurile. Totuși, dacă vorbeați despre note, nu știu dacă e o notă de trecere, ar trebui de mai lucrat la acest capitol ca să fie mult mai transparent și mai clar acest raport. Doamna Călin, partidele politice v-a sugerat vreodată că aceste date pe care le utilizați dumneavoastră ar fi eronate sau colaborați într-o oarecare măsură cu partidele politice pentru ca să nu vă aducă aceste acuzații? Așa. Iarăși am să fac referință la ambele tipuri de rapoarte. Atunci când facem monitorizarea partidelor, finanțării partidelor politice, vorbim de semestrul întâi și raportarea anuală.
Iată, metodologia noastră de monitorizare presupune să avem interviuri inclusiv cu aceste partide pentru ca să ne confirme sau să ne infirme anumite date pe care noi le-am constatat din monitorizare. Și iarăși, comparăm datele cu ceea ce se raportează. Vreau să spun că anumite partide de fiecare dată se întâlnesc cu noi și ne vorbesc despre ce se întâmplă la dar ei pe aceste intern. Date care vă alte spun, partide ele coincid? Nu se. Uneori coincid, uneori nu coincid. De multe ori avem mai mult ceea ce se raportează din partea observatorilor noștri decât ceea ce se raportează în rapoarte. Acum, dacă fac referire la perioada electorală, la campanie. De fiecare dată noi am constatat mult mai mult decât s-a raportat și acel era doar vârful icebergului. Bine, estimările pe care noi le facem la minim rezonabil constatat, adică versus maxim legal stabilit, adică la prețurile minime pe piață. Și dacă vă uitați în rapoartele noastre, practic prețul pentru un billboard 6x3 metri pătrați, el nu s-a schimbat. Noi nici măcar n-am ajustat la inflație sau la prețurile care au crescut. Exact. Și iarăși constatăm totuși mult mai mult decât se raportează. Nu vorbesc de toți concurenții, vorbesc de unii spre deosebire de alții. Așa că nu pot să afirm și niciodată n-am afirmat că am avut o raportare calitativă 100%. De fiecare dată au fost anumite lacune în raportare. Da. Domnule Nagachevski, regia ne zice că mai avem aproximativ 3 minute în cadrul acestei emisiuni. Eu vreau să vă întreb, de regulă, noi când discutăm despre finanțarea partidelor și a campaniilor electorale, valens nolens, în vizorul fiecare dintre noi ajung partidele parlamentare. Ce se întâmplă cu partidele extraparlamentare? Ei sunt la zero pe conturi? Ce se întâmplă de regulă cu activitatea lor? Am verificat lor? Și eu site-ul Comisiei Electorale Centrale și realmente partidele care sunt active și sunt parlamentari, adică active prin faptul că au deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cam aceleași raportează, aceleași își declară veniturile, iar cei care sunt extraparlamentari, nu știu de ce nu-și deschid fonduri electorale și nu prezintă careva rapoarte financiare. De ce se întâmplă asta? Eu cred că motivul este simplu. Legislația are probleme sistemice, de sistem. Cum am spus noi, modul ăsta de colectarea cotizațiilor, de colectarea donațiilor, după aceea tu trebuiește să-ți faci publici toți donatorii. Donatorii ăștia sunt sub riscul de a fi urmăriți de către organele fiscale. Adică problema este sistemică și este destul de greu să-i găsești o formulă doar prin faptul că aplici doar sancțiuni. Aici trebuiește de lucrat cu cetățeanul, să fie informat, să înțeleagă că nu există absolut niciun risc în situația în care el donează sau o cotizează către partidul din care face parte sau față de care are încredere. Îl provocam pe domnul Ceban să ne dea o notă la capitolul transparență financiară. Nota dumneavoastră care ar fi? Lucrurile se mișcă spre bine. Eu mă bucur. Mai avem de lucrat asupra unei situații fake news-ul. Fake news-ul care se îndreaptă toți unii pe alții să învinuiesc în toate campaniile electorale și chiar am să aici, cred că în primă instanță, am să vă aduc la cunoștință situația RISE versus Partidul Socialiștilor de Republica Moldova, că nu a fost învinuit despre așa zisul Bahamas, că Partidul Socialiștilor ar fi finanțat din cadrul Bahamas. Uite, a fost pronunțată și decizia Curții de Apel și hotărârea primei instanță prin care au fost obligați RISE-ul să recunoască, să facă o conferință de presă sau să menționeze că recunoaștem că afirmațiile, deși eu am să vă citesc ca să fie clar despre ce este vorba, se obligă asociația să-ți dezmințească informația care lizează onoarea, demnitatea și reputația profesională privind finanțarea Partidului Socialiștilor de Republica Moldova din fonduri externe, precum și finanțarea de către Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, campanie electorale a candidatului la funcția de președinte a Republicii Moldova, Igor Dodon, din fonduri externe. Și este și textul dat unde ei trebuie să recunoască, fiindcă în instanța de judecată ei nu au putut să demonstreze că investigația sa s-ar baza pe substrat factologic suficient și decizia, hotărârea prim instanță a fost menținută de decizia Curții de Apel 18 aprilie 2018. Ne-am adresat cu demers către dânșii ca ei să publice pe pagina lor oficială RISE and the respectiva decizie. Până astăzi nu au publicat-o. Adică RISE, pe de o parte spun că se luptă pentru statul de drept, în același timp ei scuipă în normele elementare, în certitudinea juridică și în obligația lor de a executa hotărârea judecătorească. Domnule Nagachevski, scurt.
campania electorală precedentă a fost mai slabă sau mai rea, cu mai multe minusuri decât cea actuală? Eu, și cu asta ieșim din emisie. Eu observ un singur lucru. Campania electorală este destul de agresivă și se folosesc tertipuri la limita legalității de către concurenții electorale. Domnilor invitații, vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această discuție. Vă mai aștept și cu alte ocazii, chiar în timpul acestei campanii, pentru a pune punctele pe ei. Stimați telespectatori, cu părere de rău, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. Reflector Analitic, fiți cu ochii pe noi!